Negocierile privind crearea unui nou guvern au intrat în impas. Forțele pro-europene nu pot decide cine să conducă noul executiv. Între timp, socialiștii încep pregătirile pentru alegerile parlamentare anticipate. Liderul PSRM Igor Dodon este convins că un nou scrutin parlamentar este iminent. Dodon spune că următoarea guvernare a țării va fi de centru stânga. În timp ce forțele de stânga își unesc puterile, negocierile între formațiunile pro-europene au intrat în impas. Potrivit legii, dacă guvernul nu va fi învestit până la data de 29 ianuarie, șeful statului dizolvă legislativul și anunța alegeri parlamentare anticipate.